Bună ziua, stimați telespectatori! Ne reîntâlnim din nou în studioul Business Days TV. De data aceasta, alături de un nou invitat, domnul Cristian Onețiu, care este business mentor și antreprenor de foarte mulți ani de zile. Încă de prea mulți! De destul de mulți ani! În așa fel încât să-și fi făcut un nume, nu de altceva, zicea. Discuția sau tema emisiunii de astăzi era antreprenoriatul social și am avut o dezbatere puțin mai devreme. Cum anume să abordăm, pentru că este o problemă, sau antreprenoriatul social este noua emoție care vinde, să zicem, și pe de altă parte zona de 2.0 sau următorul nivel al zonei de responsabilitate socială, că până la urmă răspunde unei probleme a unei comunități și vine cu o soluție din punct de vedere business a acelei probleme. Mulțumesc că ai venit la această emisiune. Ca și punct de plecare zisesem să plecăm de la ideea că sunt mai mulți tineri acum, mai mulți start-uperi care își pun problema acestei implicări și vor să se ducă către zona de responsabilitate socială, ducându-se către aceste business-uri sociale, către antreprenoriatul social. De ce fac chestia asta și este bine, este rău? Cum o percepi? Cred că sufletul lor cântă în zona respectivă și cred că e un fel de răspuns față de capitalismul trecut. Zic trecut pentru că părerea mea că e pe cale să moară în următorii 20 de ani vechea formă de capitalism în care profitul este cel care contează doar. Cred că e o formă de... Cred că sunt pionierii unei generații noi în care răspund prin fapte, arătând că vor să facă altfel și vor să-și trăiască viața altfel. Din păcate, nu au prea mulți mentori care să-i ajute, pentru că cei care astăzi suntem antreprenori ar trebui să punem în practică ceea ce am învățat, ceea ce am acumulat ca și experiență, să formulăm sau să construim arhitecturi noi care să răspundă mai mult nevoilor oamenilor care sunt în afara zonei de eligibilitate sau zone pieței de muncă și să ajute oameni care sunt mai puțin targetați astăzi de comarile corporații, dar care au nevoie de servicii și produse mai mult decât consumatorul tradițional astăzi, consumismul de astăzi. Dar cât este de simplu să faci asta? Pentru că tu, ca antreprenor, poate că ai devenit mai conștient de lucrurile astea, dar trebuie să te reinventezi și trebuie să te uiți puțin la business-ul tău să vezi... Păi, știi, Petre, tu ți-a spunea că pe la 20 de ani suntem socialiști, pe la 40 de ani suntem liberali și pe la 60 de ani ne facem creștini democrați. S-ar putea să generația noastră să respectăm termenele lui Tuțea și de avea pe la 60 de ani să ne trezim, să spunem că în afară de profitabilitate care ne-au umplut capul toți că sunt importante, sunt și alte lucruri. Cred că e o generație nouă de la 30 de ani în sus de antreprenori spre 45 care vorbim mult despre ce putem face, nu neapărat despre filozofii, despre ce putem face. Sunt deja niște grupuri de oameni cu succes antreprenorial astăzi, care gândesc și pun în practică sau fac arhitectura unor modele noi economice sau unor insule, unor modele economico-sociale care să răspundă mai mult nevoii de astăzi, având în minte tot timpul cumva dacă aceste modele ar crea un mediu de viață bun copiilor noștri. Pentru că înainte de toate cred că pornește de la conștiența noastră că încet, încet tot ce facem impactează viața generațiilor următoare. Începem să ne gândim la ce lăsăm, începem să fim mai prudenți și mai conștienți. Nu neapărat o moștenire, măcar să nu stricăm, adică măcar să fim sanogeni. Dacă nu putem crește ceva, măcar să nu stricăm ceea ce există. Vorbeai de o nouă arhitectură. La ce anume te gândești? Arhitectura de care vorbesc cumva... Sau tu ce faci în sensul ăsta? Noi am început să ne adunăm, suntem deja 10 oameni care lucrăm la un model economic-social. Nu spun, nu neapărat e nou, poate că e vechi de când pământul. Dar credem că astăzi este foarte mare nevoie de astfel de model. Niște locuri speciale, cumva la proximitatea orașelor mari, în care oamenii să reușească să
să trăiască puțin altfel, să-și pună în practică vocația, să creeze un mediu de creștere a alimentelor, a animalelor, a unor mici linii de producție, să zic așa, care au valoare pentru oraș, să creăm un soi de, dacă vrei, mini orășel, în care cei implicați să-și găsească singur locul, să poată să opereze după niște valori comune, după niște principii comune, să creăm un fel de cultură în care toți sau majoritatea dintre noi credem în aceleași lucruri și vedem viața din aceeași perspectivă și încercăm să ne luptăm mai mult în a ne impune perspectivele reciproce. Deci poate cuvinte să-ți alegi vecinul, să-ți alegi zona către care vrei să mergi, în sensul de zonă de business, către care vrei să te orientezi, cu care rezonezi. Cum faci chestia asta? Îți trebuie teren? Îți trebuie forță de muncă? Îți trebuie investiții? De unde? În principiu e ca un business. Doar că, așa cum zicea Stephen Covey, begin with the end in mind. Începe cu ce vrei să iasă la final și pune toate lucrurile care vrei să-ți iasă la final. E un sfat bun și replicat și regăsit în multe forme de înțelepciune în lume. Noi am vrea ca la finalul acestui proiect, care îl vedem de zeci de ani, să reiasă cumva atât viața prosperă, adică să putem măsura prosperitatea vieții sau gradul, dacă vrei, așa cum fac alte țări, în loc de produs intern brut, au un indicator mai mare, gross national happiness, în care să vedem dacă tot ceea ce se întâmplă acolo ajută oamenii să prospere, să evolueze, să trăiască nu într-o zonă de confort a fericirii, ci într-o zonă de provocare fericită, în zonă virtuoasă fericită, nu în zona în care stăm și am rezolvat toate lucrurile și pentru că sunteți aici, a primit o cotizație de atât ca să stați burtoși pe la soare, ci un soi de fericire activă, virtuoasă, în care fiecare dintre noi să ne manifestăm prin talentele pe care le avem, să le punem la treabă, să ne străduim, să devenim oamenii care putem să devenim, punându-ne la treabă aceste valori. Ne gândim la am identificat vreo 20 de indicatori care ar putea să, la final, să spunem că proiectul ăsta s-a transformat într-un model de succes. Indicatori care au legătură foarte multă cu nivelul de satisfacție și de evoluție al individului care face parte din acel proiect, mediul creat, recompensele, să zic așa, sau ce vine, ce primește individul în urma acestui proces și mai ales care sunt beneficiile colective. E un model pe care sperăm în următorii ani de zile să putem să-l arătăm pus în practică, dar ce interesant este că... Dar la voi ce a făcut declicul? Ce v-a determinat să vă uniți? Cum v-ați unit? Și v-ați hotărât să faceți schema asta? Da. Probabil că fiecare dintre noi am avut suferințele noastre și am avut conștientizările noastre. Pentru mine conștientizări și pentru mulți care au copii, dacă ne dăm timpul să-i ascultăm, ne cam dăm seama cam ce întrebări au ei asupra viitorului. Și la mine s-a schimbat atunci când fiica mea m-a întrebat, dar tată, tu ce faci toată ziua? Ce lucrezi? Și am început să-i spun verzi uscate, importante, așa cum ne dăm noi importanți ca părinți. Și a zis, nu înțeleg, dar ia-mă cu tine o zi. Și atunci am zis, nu știu dacă ziua mea este suficient de virtuoasă și dacă tot ceea ce fac, dacă m-ar întreba, adică nici măcar n-am stat să mă observ. Și am început un proces de observare, de auto-observare. Dacă Emma ar fi lângă mine, cum ar fi? Până la urmă, primul model de antreprenor social este familia, dacă vrei. Adică ce crește acolo în curtea ta? Ce fel de tufișuri umbresc sămânța bună care a venit la tine în familie? Și am început să fiu mult mai atent cu ceea ce fac, să nu mai fac multe lucruri, să mă abțin în a mai greși sau a mă duce în zonele care să judec lucrurile doar după oportunitate, profit și așa mai departe. Și am încercat să imprim lucrurile astea și în organizație. Și să știi că se vede, după ce lucrez cu oamenii, încercând să-i ajuți să ia decizii mai bune pentru organizație, nu uitându-se doar la profit, ci la toate alte lucruri care se construiesc în deciziile corecte,
Astăzi spun că rețeta cea mai bună în antreprenoriat este implementarea antreprenoriatului social, principiile antreprenoriatului social, adică să ai grijă de toți de acolo, să poți să te gândești, să ai politici corecte pentru cei din organizația ta, să te gândești la impactul pe care produsele tale îl produc în societate, să te gândești la rezidurile pe care le generează, să încerci să le minimizezi, atât umane cât și efectiv din producție, din procesul de producție sau distribuție. Pe măsură ce iei modele de economie socială și încerci să le pui într-o economie reală, îți dai seama de fapt că trăim niște vremuri în care regulile economiei scrise acum zeci de ani sunt provocate puternic de un alt tip de mentalitate, un alt tip de oameni care sunt dispuși să facă altfel lucrurile. Noi am crescut la unul dintre business-uri schimbând aceste lucruri productivitatea sau, hai să spun, profitabilitatea cu 100%. Pentru că oamenii pur și simplu au fost mai atenți, mai atenți la toate resursele. Când li s-a dat încredere și când li s-a dat cumva libertatea și responsabilitatea de a lua decizii. Evident, au fost bonificați pentru lucrul ăsta și știau, dar să poți să crești după 5 ani de zile de activitate în care n-ai putut altfel și schimbi un pic mecanica și crești cu 100% profitabilitatea și cu 38% cifra de afaceri, trebuie să-ți pui. Adică nu a fost un an economic grozav. Nu putem să spunem că a fost un boom economic. Pur și simplu s-a pus o altfel de cultură acolo. Oamenii au devenit mult mai responsabili, mult mai implicați, mult mai conștienți de implicația fiecărui gest. Cumva asta s-a schimbat. Și cred că în economia socială sau în antreprenoriatul social, cuvântul implicare și identitate sunt două cuvinte pe care le tot regăsim, adică identitatea locului în care tu te duci și potrivirea identității tale și implicarea, adică și mediul dacă îți permite să te implici și dacă tu o faci la potențialul tău. Încercăm să găsim niște algoritmi, dar e foarte greu de găsit pentru că suntem la început de drum. Și sincer să spun, încercăm să ne uităm și la frații noștri americani, dar diferim foarte mult de ADN-ic de ei și de modul în care... Adică găsim foarte puține lucruri care să putem să spunem, măi, astea sunt valabile și pentru ADN-ul nostru. Ceea ce îmi spune că trebuie, și ăsta e cu litere mari, trebuie, cu toate că de trebuit trebuie doar să te naști și să mori. Practic, deja implementezi în cadrul companiei. Da, deja, de 2 ani de zile ne-am lovit... Ce predici. Da, de 2 ani de zile, păi eu predic după ce am văzut ce se întâmplă. De 2 ani de zile ne-am lovit de oprirea creșterii și scădere. Și am încercat să aplicăm aceleași reguli ca și până atunci. Incentivare, pedeapsă și recompensă nu mai merge. Pentru că și oamenii cu care lucrăm sunt deja de mult ani cu noi, deja s-au așezat într-un soi de confort personal, au casă, au mașină, au cât de cât siguranța expertizei lor pe piață. Și era nevoie de, și este în continuare nevoie, nu s-a oprit procesul ăsta, de un alt tip de împuternicire. Și el nu mergea prin comandă în control, ci mergea prin plasarea lor în contextul mai mare, a ceea ce generăm. I-am dus la oameni acasă să vadă ce fac cu produsele noastre, i-am dus să vadă analizele apei și modul în care noi impactăm pozitiv, de fapt, prin tot ce se scurge din produsele noastre în pământ. I-am dus să vadă toate lucrurile care nu erau conștienți de ele. O grămadă de lucruri pe care cumva să-și crească nivelul de conștientizare a impactului pe care l-au. Și atunci, încet, încet, lucrurile s-au schimbat, pentru că și-au dat seama că, de fapt, nu e doar un job. Adică pot să-l trateze ca un job, dar au ocazia asta, au în față o oportunitate de a avea o experiență, o curiculă a propriei evoluții, mai mult decât un job. Și ziceai despre modelul la care lucrezi. Da. Și pe care vrei să-l și experimentezi ca să poți să-l dai mai departe. Cât crezi că îți va lua, în ce stadiu ești? E un pic atipic decât economia. Categoric. Pentru că dacă începi să pui target aici, strici tot procesul. Nu, cam ce ți-ai dori? Eu mi-aș dori ca acest proiect să fie un plan de viață întreg. Eu sper să mă ține Dumnezeu și să-mi dea putere să pot să duc până la capătul vieții mele lucrul ăsta și să nu fie doar un proiect, ci să fie ceva pentru care eu am fost plătit în avans și acum e cazul să fac să fac lucrurile astea. Sunt foarte atașat de acest model și sunt conștient de impactul pe care poate să-l aibă în România. Nu mă gândesc la globalizare, pentru că
nu cred că are relevanță în America. În schimb, în România, în care suntem o țară creștin-ortodoxă cu niște valori specifice și cu, și cu un ADN specific, care este atât de frumos, că de altfel de asta n-am plecat. Uh-huh. Cu toate minusurile care le avem, care le au toți, dar cu altele. Eu cred că proiectul ăsta să se vadă deja și să putem sper. Uh-huh. În 3 ani de zile să putem avea niște tulpini, uh-huh, în care să spunem, până acum am făcut asta, e fundația ceea ce urmează să construim, asta ne propunem, asta este economia, modelul economic, asta este universitatea următoare care nu va începe până când nu vom avea rezultatele și oamenii care au practicat acest model ca să-l pună mai departe. Da, să poți să faci niște proceduri, să evident, ceea ce ai făcut, nu vorbim teorie. Dar cumva gândește-te la impactul acestei, la miza frumoasă acestui model. Dacă e un model economic sustenabil, care generează comunități autosustenabile, cu niște oameni care au abilitatea de a preda altor tineri lucrul ăsta, gândește că în 50 de ani de zile putem construi modele economice urbane, inspirați fiind de acest model, construindu-se culturi organizaționale sinergice, care seamănă, care se ajută, care contribuie una la bunăstarea celuilalt, având același set de valori, având același bagaj educațional, ADN-ic, dacă vrei. Dacă reușim să facem treaba asta, înseamnă că am făcut pentru România, am plătit înapoi ceea ce România ne-a dat, pentru că noi, cei care suntem implicați, toți am făcut bani în România. Nu i-am primit de altundeva, nu i-am primit nici de la părinți. Datorăm cumva României treaba asta și sperăm în felul ăsta să putem să construim ceva real. Și unde veți începe? În zona București, în zona Timișoarei? S-ar putea să începem în egală măsură, la fel de repede și în Timișoara și în București. Vizita mea de ieri din Timișoara a fost foarte, foarte... Ieri am avut niște întâlniri uimitoare cu niște oameni capabili, pregătiți, dispuși să contribuie și să-și dea o bună parte din timpul lor și din banilor pentru a crea un astfel de model. Ne gândim la multe surse de finanțare, nu doar din banii noștri, pentru că nu asta e ideea, să aruncăm banii și după aceea să avem sentimentul că i-am cheltuit pe ceva pozitiv și ne-am curățat datoria, ci să ne implicăm și să ne implicăm cu adevărat și să avem un balans corect între implicare conceptuală, implicare efectivă de timp, bani, networking și așa mai departe pentru a contribui la succesul acestui proiect. Eu sper să funcționeze și sper să nu fie o utopie. Asta am să zic că mi se pare că ar fi un pic din cărțile lui Jules Verne, așa, un pic utopic, un pic... Da, pe măsură ce vorbim și începem să punem câte culturi bio vor ieși de acolo din cele 12 hectare, cât lapte, cât miere, câte plante aromatizate, câți copii vor veni în zonele de agrement și de reconectare cu natura, câți... Adică noi începem să le vedem, doar că doar noi. Și atunci o să fie foarte greu și e și greu. Și în România, în care toată lumea a spus că are planuri și că o să fie autostrăzi în 2010, e și greu pentru noi să spunem și nici nu ne propunem să facem un prozelitism al acestui proiect, până când avem niște lucruri concrete. Vorbim astăzi doar de concept și de faptul că sunt în România tot mai mulți oameni care își regăsesc originea lor spirituală, în care au fost botezați și care se întorc și se uită unii la alții și spun, putem să facem pe aceste valori și principii ceva cu implicare serioasă socială. Și sperăm că vom putea face treaba asta și, sincer să-ți spun, ne ajută. Suntem primii beneficiari, dacă îți vine să crezi. Adică începem să vorbim despre niște lucruri, ne întoarcem în organizațiile noastre și spunem, băi, hai să vedem dacă nu cumva ar merge în organizațiile noastre să schimbăm puțin lucrurile. Și eu sunt exemplu că merge. Și nu doar eu, și ceilalți sesizează schimbări majore în ceea ce înseamnă timpul pe care îl petrec în organizație ca să ia deciziile, dificultatea deciziilor dinainte și simplitatea de acum. Adică lucrurile se schimbă în sensul, suntem primii... Schimbând unghiul din care privești lucrurile deja... Da. Văzând organizația ta ca un fel de antreprenor social în care te uiți la toți shareholderii implicați și te uiți mai atent, adică nu te mai uiți la el doar ca un cost din P&L să vezi cât te costă personalul și dacă ai depășit atât la sută înseamnă că... Nu ți-a venit greu totuși să faci chestia asta, că nu ai nicio garanție la final.
de fiind ceva încercat. Știi, antreprenorii au un fel de apetit crescut pentru risc. Ei când cred ceva, pun în practică lucrurile astea. Mm. Și atunci, și asta e o credință puternică a mea. Sunt mânat cumva din spate, pentru că îmi dau seama că modelul ăsta economic nu va fi un model economic în care, sincer, n-aș vrea să trăiască fiica mea. Acum, dacă tot ăsta va fi tafla, ghinion, nu ei. Dar dacă aș putea face ceva în privința asta, sincer, măcar să pot să spun că nu am stat doar în tribună și am mâncat semințe și am comentat, m-am dus în teren, am încercat ceva. Dacă nu mi-a ieșit, nu mi-a ieșit. Dar am încercat ceva cu toată bunăvoința și, până la urmă, spiritul ăsta antreprenorial e cel care a modificat conștiințe naționale, a modificat sisteme de organizare socială, a modificat cam tot. Uh-huh. Crezând în ceva mai bun decât e, te-a pus să miști. Da. Credința asta cumva ne pune în mișcare. Evident că ne vor spune 100 că nu merge și poate chiar 99 din lucrurile pe care le facem nu vor merge. Dar nu contează, pentru că dacă noi credem că lucrurile astea sunt înspre binele celor din jur, înspre binele nostru, al familiei noastre, al comunității noastre și, într-un fel, e și pe placul lui Dumnezeu, pentru că trebuie să căutăm un pic să cădem la pace. Adică nu putem în lumea lui să facem ce vrem noi. Trebuie să creăm o cale de armonizare și să ne întrebăm puțin care-i zona de plăcut lui și să încercăm să mergem în zona respectivă unde, paradoxal, e mult mai ușor, e mai puțină luptă, e mai puțină contundență. Și după o vreme, după 20 de ani de antreprenoriat, apropo că începem cu, sinalizăm cu ce am terminat, cu ce am început, obosești de atâta luptă și te întrebi la un moment dat, oare nu cumva e o cale mai virtuoasă, mai ușoară, dar nu ușoară, de confort. Mai puțin contra vântului cumva, oare nu cumva mă îndrept împotriva vântului greșit, oare nu cumva ratez o oportunitate de a construi pe baza vântului ăsta cu niște vele potrivite, un vehicul care să ducă oamenii care și ei se luptă aiurea cu vântul respectiv, oare nu cumva am putea folosi aceste forțe ale naturii care nu le înțelegem în alt fel? Și dacă antreprenoriatul are ceva special, are această nebunie de a iniția lucruri, de a crede, de a materializa niște lucruri, chiar dacă nu ies ca și în plan, ies măcar niște viitoare semințe pentru gorunii viitorului. Încheiem cu aceste gânduri emisiunea despre antreprenoriat social. Vă mulțumim că ne-ați urmărit. Sperăm că v-am stârnit curiozitatea și dumneavoastră, dragi antreprenori, de azi, să aplicați ceea ce ne-a împărtășit invitatul nostru, Cristian Ețiu. Vă mulțumim că ne-ați urmărit. La revedere!